Îmi dau seama că este târziu și îmi dau seama că sunteți foarte obosiți și eu sunt obosită, sunt plecată de la Târgoviște de ieri dimineață, dar sper să nu vă plictisesc și în același timp... Cineva mi-a dat o carte, nu știu dacă se mai vede. O secundă cu pozele. Mai întâi de toate doresc să vă mulțumesc din nou pentru invitație. Ieri am avut un timp foarte minunat cu tinerii, cei ce au fost aici. Acum văd că sunt și persoane un pic mai în vârstă. Din nou, dacă nu știți, eu sunt Maria Halib din Zambia. Și doresc să mulțumesc în special tinerilor pentru faptul că Dumnezeu încă îi folosește și am văzut că au venit și au ascultat cu foarte multă plăcere ieri. De asemenea, doresc să vă mulțumesc pentru rugăciuni și pentru suportul financiar. Voi avea și niște poze și am înțeles că foarte multe persoane se roagă pentru mine și sunt foarte iubită de foarte multe persoane și nu știu exact cine... Știu, am e un pic prea tare? În primul rând, vreau să-mi cer iertare de la niște tineri pentru că am vrut să le semnez o carte, dar nu știu că m-a pierdut și nu mai știu cine erau. Dacă mă prindeți la ieșire, cu cea mai mare plăcere, fără să vă fie rușine. Și în același timp doresc să dăm mulțumesc surorilor și fraților care de mult timp se roagă pentru mine. Sunteți o mare binecuvântare și faptul că încă sunt în misiune și faptul că încă sunt în lucrarea lui Dumnezeu este rugăciunea Sfinților și ajutorul pe care îl primesc din diferite biserici. Voi avea niște poze, dar aș dori să vorbesc din nou despre întâmplarea care mi s-a întâmplat până am ajuns în România. Știu că mulți dintre dumneavoastră nu ați fost și am văzut că avem și niște vizitatori care cred că au venit pentru prima dată. Și pentru tineri, vă rog să mă îngăduiți încă o dată, până să ajung în România, am trecut prin mai multe probleme și prin harul lui Dumnezeu, acele probleme într-un fel m-au întărit de multe ori, mai ales ca tineri. Ne ferim de probleme și dacă apare o problemă încercăm să găsim o soluție sau să fugim de ele și să plecăm în altă parte crezând că dacă fug de această problemă, în altă parte este mult mai bine sau într-un alt loc este mai bine. Și prin harul lui Dumnezeu am învățat ca să lupt cu acele probleme și din nou, datorită rugăciunilor, am devenit rezidentă, ceea ce este o mare binecuvântare. Poate mulți spuneți ce înseamnă. Cu alte cuvinte, sunt rezident acolo și s-au deschis foarte multe uși pentru Evanghelie. Deci pentru mine și pentru alți misionari sau pentru alți voluntari care vor să vină este o mare binecuvântare pentru că putem merge în toată Zambia, în diferite zone, fără să avem probleme, fără să ni se ceară acte sau alte. Am aceleași drepturi ca un zambian, dar în același timp am aceleași drepturi ca și o româncă. Deci trăiesc un picior în România, un picior în Zambia, în același timp casa mea, așa cum se vorbea și ieri, încă cred în venirea Domnului Iisus, casa mea încă este în cer. Râdeți, este adevărat, n-am absolut nimic nici în România, nici în Zambia, dar totuși abia aștept să ajung în cer, pentru că acolo este casa mea. Și așa cum spuneam și ieri, această citenghe, această fustă are o mare însemnătate. Deja cineva, o soră de aici, i-a plăcut foarte mult și am spus, dacă mă prindeți până ies din biserica Carol Davila, mă dezbrac și vă dau, dumneavoastră. Am ajuns la 30 de kilometri de locul unde David Livingstone a murit și în acea zonă e o zonă destul de împietrită. Ceea ce n-am menționat ieri era faptul că, în ciuda faptului că am fost să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu, eram foarte mulți lideri de biserici care au venit să învețe cât mai mult despre Dumnezeu și le-am spus unde sunt Bibliile. Și am spus, păi n-avem. Păi de ce n-aveți? Că n-avem bani să cumpărăm. Și am rămas uimită. Domnule, dar voi din ce vorbiți la copii? Pentru că ei se ocupau în special cu copii și a zis, păi nu prea avem din ce. Și într-un fel am fost foarte surprinsă. Deci, în ciuda faptului, atunci când am plecat spre acel sătuc, eram bolnavă de malarie, Dumnezeu mi-a dat putere să ajung. Când am ajuns acolo, să repet încă o dată, Am ajuns într-un sat foarte înapoiat, ziceai că mă aflam în același timp cu David Livingstone, am trecut 100 de ani în trecut, nu era curent electric, nu era apă, nu erau
internet și alte chestii pe care noi poate le ni se par lucruri banale, să dai drumul la robinet și să ai apă, e ceva normal aici. Acolo nu exista atât de multe lucruri, atât de lucruri necesare, care la români nu e mare lucru, acolo erau lucruri de care noi doream să avem apă sau să avem un pahar de apă rece, ceva era un... dacă îmi dădea cineva un pahar cu apă rece de la frigider, zicea, l-aș fi plătit foarte mulți bani. Dar faptul că am ajuns în acel sat și eram bolnavă, m-a ajutat ca să privesc la Domnul Dumnezeu mai mult și mă gândeam la Psalmul 121. Deci, așa cum spuneam și ieri, eram într-o colibă, eram pe saltam, era foarte rău și mă gândeam, Domnule, mă gândeam la Psalmul 121, probabil majoritatea îl cunoașteți, îmi ridic ochii spre munți de unde vine ajutorul și mă gândeam, Doamne, și după aceea continuă, ajutorul vine de la Domnul Dumnezeu. Și în acea perioadă, pentru mine, era o perioadă mai dificilă, pentru că trebuia să mă gândesc, nu e nicio problemă, țara mea este în cer, dacă mor, nicio problemă, ajung în cer, n-a trebuit să mă gândesc prea mult. Cum este în România, vai, ce să fac, cui îi las averea, cui îi las casa, cui îi las mașina. Deci nu trebuia să fac probleme în privința aceasta, pentru că casă nu am, deci nu mă deranja prea mult. Dar mă gândeam, îmi ridic ochii spre munți de unde vine ajutorul, chiar dacă era întuneric, pentru că nu era curent și aveam dureri foarte mari, mă gândeam, Doamne, ajutorul până la urmă vine de la Tine. Și acele momente mai dificile m-au ajutat ca să mă încred mai mult în Dumnezeu și poate vă gândiți, da, acolo în Zambia sunt greutăți, dar și în România. Și răspunsul e foarte simplu, greutăți sunt peste tot, dar Dumnezeu este același. Și dacă Dumnezeu m-a ajutat și m-a vindecat în acel sat și în acea perioadă, mă gândeam, Doamne, ai milă de mine să nu mor, pentru că eu totuși aș vrea să mai trăiesc un pic, să Te slujesc mai mult, în mintea mea mă gândeam. Și în același timp mă gândeam, dacă mor aici, departe, într-o junglă, dacă vine cineva să viziteze Zambia, e foarte greu să ajungă. Dacă mor, măcar să mor și eu undeva la periferie sau la oraș ca să ajung mai repede. Dar Dumnezeu a îngăduit ca să nu mor în acea zonă, unde aproape de locul unde a murit și David Livingstone. Și a fost o perioadă dificilă, dar în același timp mi-am dat seama că acel loc era atât de întunecos spiritual, dar în același timp credincioșii de acolo aveau mai multă, se rugau și slavă Domnului că m-am vindecat și mi-am revenit și tot programul a decurs foarte bine. Și poate vă gândiți aici în România, noi nu aveți fuste ca ale mele și poate n-ați ajuns în locul unde a ajuns David Livingstone, dar după părerea mea, același Dumnezeu care ne dă putere acolo și ne ajută, același Dumnezeu este și aici și ne poate ajuta. Și aș dori să vă arăt câteva poze despre ce s-a întâmplat anul trecut. În mare parte îmi place foarte mult să lucrez cu copii, dar acolo când vin copii sunt foarte mulți, putem să avem de la 200, 500, chiar și 1000 de copii. Și dacă vreți puteți să mergeți mai față. De multe ori în info misionar menționez de Peggy. Ea este Peggy care mă ajută foarte mult. Este foarte tânără, are doar 33 de ani, dar are de câțiva timp a luat niște copii sub îngrijirea ei ca orfani și acolo era în spatele casei mele. I-am invitat la mine acasă împreună cu acei orfani și cu soțul ei. Soțul este acolo mai în spate și mâncau pentru un zambian, dacă îi punem să mănânce la masă, nu se simt deloc bine, nu se simt confortabil și lor le place mai bine să stea jos, mai bine mănâncă pe iarbă cu mâna decât să fie invitați în casă. Am putea să dăm un pic mai repede? Deci erau copilași, o parte dintre ei au fost înfiați. Soțul ei a avut un frate și a murit din cauza sidei, iar ca tradiție, dacă soțul moare, fratele trebuie să ia copiii celui ce a decedat sub protecția. Dacă s-ar putea un pic mai repede. Mulțumesc. Am fost anul trecut, o să vedeți un pic mai târziu, am fost implicată, am avut doi voluntari care au venit din America și m-au ajutat foarte, dar aici sunt femeile.
Am avut două camere, era un perete la mijloc și a trebuit să spargem peretele și să facem o cameră un pic mai lungă și pe fiecare lună avem femei care vin din diferite biserici, sunt implicate într-o lucrare, într-o misiune care are peste 500 de biserici și fiecare biserică lunar sau la fiecare lună trimit femei din diferite biserici ca să vină să învețe croitorie, învață să gătească, învață și lucruri, dacă vor să se implice în lucruri micuți de afacere, cumpără lucruri de la magazin și de la oraș și le vând la țară. În Zambia e ceva foarte obișnuit ca fiecare femeie în fiecare zi să se îmbrace un pic mai diferit, au costumații și pentru că am mai multe prietene din la oraș, de multe ori îmi dau donații, îmbrăcăminte care nu le mai poartă și acele erau niște costume de la o femeie din India. Ni le-au dat și ele acum o dată pe săptămână se îmbracă în costume din acelea de India. Acolo este o conferință pentru în fiecare an avem conferințe pentru femei, conferințe pentru copii și pentru tineri. Și anul trecut a fost o conferință pentru femei, tot așa se întâlneau în aer liber. De obicei se întâlnesc în jur de 1000 de femei, poate și mai mult, care vin de la diferite sate. Același lucru, le place să se îmbrace în uniforme ca să fie identificate fiecare femeie care vine din diferit oraș, se îmbracă într-o uniformă diferită și le plac foarte mult să fie identificate într-o anumită uniformă. Acela era, deci, magazinul pe care îl folosim, cum ar veni 3 în 1. Anul trecut am avut atelierul de croitorie acolo, în același timp făceam îmbrăcăminte și le vindeam și acei la dreapta sunt doi tineri, au venit din America, dar de origine sunt din India și au venit ca voluntari pentru o lună de zile și ne-au ajutat foarte mult. Acolo era un grup de lideri cu care lucrez, deci cum am menționat, lucrez cu o misiune care au peste 500 de biserici și din când în când liderii de acolo se întâlnesc și acei tineri care au venit să mă ajute, unchiul lor este om de afaceri și mi-au trimis multe perechi de pantaloni, mi-au trimis și îmbrăcăminte și alte lucruri care să mă ajute la acea conferință pe care am organizat-o în acea săptămână. Aceasta este biserica din Fiuale, în care stau foarte aproape de acea biserică și în acea săptămână am organizat în mod special o conferință pentru copii. Au venit de la 200, prima zi 200, apoi 300, 400 de copii pe zi și dimineața aveam întâlnire pentru copii, școală duminicală, unde vorbeam despre Dumnezeu de la 10 până la 12. Apoi, deci ascultau cu foarte multă plăcere, apoi le dădeam să mănânce. Deci am primit niște donații și le făceam orez, o să vedeți un pic mai târziu. În aceeași încăpere îi rugam pe copii ca să vină cu farfurioare, ca să nu spălăm noi 500 de farfurii sau 200 și le făceam orez împreună cu supă, soș sau dacă aveam mai mulți bani le cumpăram și cârnăciori făcuți din soia și carne. Și bucuria lor era că veneau acolo, ascultau din cuvântul lui Dumnezeu de dimineață, chiar dacă începea la ora 10, ei veneau de la 7 dimineața, se sculau de la 6 sau 5 dimineața doar ca să fie prezenți acolo. Și erau foarte entuziasmați, ascultau din cuvântul lui Dumnezeu, cu toate că erau 500 sau 400, era o tăcere perfectă, nu se vorbea sau alte lucruri. După aceea mâncau, după ce terminau de mâncat, dacă aveam, cumpăram și pâine și alte biscuiți sau alte lucruri. Și după ce terminam să le dăm să mănânce, bucuria noastră era că veneau cu farfurii, dacă le rămânea mâncare în farfurii, o mâncau mai târziu. Și după ce terminau de mâncat, se duceau cu acei tineri care au venit ca voluntari să ne ajute, se duceau afară și se jucau. Și plecau acasă în jur de ora 5:30, în jur de 6:30 se întunecă. Iar a doua zi veneau din nou. Pentru noi era o mare binecuvântare, era foarte mult oboseală, dar binecuvântarea era datorită faptului că ascultau cuvântul lui Dumnezeu și într-o săptămână de genul acesta puteam să avem și 40-50 de copii mântuiți care veneau din diferite zone. Cum vedeți acolo, deci dimineață vorbeam în biserică, apoi ieșeau afară tot în zona aceea și se jucau. Iar noi, cei adulți, mergeam să pregătim pentru a doua zi dimineață.
Deci aceste femei care sunt mai înalte sunt, făceau parte din echipa cu care lucrez. Și bine, da, acela era un cor al bisericii care au primit niște bani de la diferite persoane și au fost foarte bucuroși pentru că și-au cumpărat fiecare din acel cor, a primit câte un costum împreună cu pantofi și cămașe și erau foarte bucuroși să vină în față și să mulțumească celor care au donat acei bani pentru... Am putea să intrăm în celălalt? Biserica este destul de mare, e o biserică care a fost construită acum 100 de ani. Au venit niște misionari din Australia, au construit biserici în diferite zone, au construit case și au fost implicați în lucrarea cu oamenii de Lamba din acea zonă mai mulți ani. O să mai fie niște poze până să ajung în țară. Din nou am fost implicată în câteva biserici mai noi, iar la început o să vedeți o biserică în care a fost începută de niște misionari din America, iar în 2004 misionarii au plecat. După aceea, acele bănci erau folosite pentru școală. Avem și un preschool care am început-o în 2001. După aceea, pastorul din acea biserică pe nume Donald, e un pastor foarte tânăr, a continuat lucrarea și acea școală, iar o dată pe săptămână e ceva normal pentru femei să se întâlnească ele în mod doar femeile și să aibă diferite, fie studiu biblic sau diferite, sau să meargă în vizite. Și pastorul a tradus pentru mine și ce m-am bucurat de se numea acea biserică, acel sat se numea Mapalo și faptul că n-am fost la ei de aproape 5 ani, n-am avut timp, m-a uimit și pe mine bucuria lor cu care m-au primit din nou și au zis dacă poți și să faci timp măcar o dată la 2 luni să vii să ne mai vizitezi, pentru că femeile nu știu să citească, multe dintre ele, și dacă nu știu să citească, nu se hrănesc din cuvântul lui Dumnezeu și este o problemă foarte mare, pentru că au probleme și în căsnicie și probleme de familie. Și când am ajuns în acel sat după aproape 5 ani, mi-am dat seama că faptul că misionarii s-au retras și au plecat, biserica a rămas în același stadiu, era nevopsită și era foarte trist să văd cum arăta, dar totuși bucuria lor era aceeași. Aceea este grădinița pe care o avem acolo în sat, sau o școală, un preschool creștin, tot așa este sub biserică și predăm diferite materii. Același magazin, dar până să ajung în țară, aveam și scaune, pentru că de multe ori mai făceam și ceai sau cafea și banii îi foloseam ca să cumpărăm de mâncare la bătrâni. Până să ajung în țară, din nou am avut oportunitatea să ajung la șeful din sat. Are aceeași putere ca un președinte de țară, cum ar veni, are dreptul să dea pământ, să ia pământ și... Și acel om este, cu toate că are o putere atât de mare, l-a primit pe Dumnezeu de foarte mulți ani și împreună cu soția sunt implicați în lucrarea lui Dumnezeu și mi-a spus, Maria, acum pentru că ești, cu alte cuvinte, ești rezidentă de Zambie, e bine să nu mai pleci înapoi în România, să nu te retragi de tot și să vii aici, pentru că faptul că misionarii încă mai sunt, misionarii totuși au o mare influență. Și îmi povestea de faptul cum băiatul lui, când era mai mic, mergea tot așa la o școală duminicală și niște misionari au fost și i-au vorbit despre Dumnezeu și copilul lui l-a prins pe Domnul Iisus din cauza misionarilor și încerca să-mi explice și să-mi spună, până acum erai vizitatoare în casa mea, dar acum ești ca o fică. Și într-un fel am primit favoarea lui Dumnezeu și într-un fel am protecția acelui șef de sat. Acolo, până, tot așa, până să vin, era o întâlnire de femei și ele de obicei când sunt bucuroase și cântă, se ridică în picioare și au bucurie așa. E un alt sistem, un alt... Și la acea, ce m-a mirat foarte mult în acea... Era casa unui pastor
Și acest pastor a stat mai mult de vorbă cu mine, l-am întâlnit pentru prima, acela este pastorul, Cicoanda se numește, și în spate este casa dânsului, a pus un corp pe o parte, un alt corp pe altă parte și a avut o întâlnire toată ziua cu femeile și în timp ce m-au invitat să vorbesc și eu acelor femei și l-am întrebat dacă ar fi să vă ajut cu ceva, cu ce v-aș putea ajuta. Și de obicei, ca zambian, dacă le zic cu ce să te pot ajuta, mai ales că sunt albă, zic, ok, dăm și mie o mașină, sau dăm 10.000 de dolari, sau dăm și mie ceva. Sau dăm mașina ta dacă nu ai ce să-mi dai. Și am fost foarte uimită de faptul că el m-a început să-mi explice că a fost director la o companie destul de mare, a lăsat acea slujbă și avea foarte mulți bani, avea mașină, îi ofera și cazare, îi ofera casă, dar a lăsat absolut totul ca să se implice mai mult în lucrarea lui Dumnezeu. Și acea casă pe care o vedeți este o casă închiriată, are 56 de ani, acum soția dânsului tot 56 de ani și de câțiva ani el a mers la un colegiu, a terminat colegiul biblic și după aceea a început o biserică de cam 2 ani de zile. Din când în când au întâlnit pentru femei acasă la dânsul sau duminica am înțeles că închiriază o cameră la o școală, o clasă și cu toate că au început acum 2 ani, mi-a spus că au aproape 80 de membri, au vreo 30 de copii care vin acolo și m-a rugat dacă pot să-l ajut ca să investesc în femeile pe care le au ei în biserică pentru că au nevoie să învețe mai mult despre Dumnezeu. Și alt lucru care m-a rugat, dacă se poate, să-i ajut cu tinerii de acolo din biserică. Poate o să vă uitați, în timp ce vorbeam, dânsul era un pic mai, era cam de statură cu mine și a trebuit să mă descalz, era o lecție mai pe obiect cum ar veni și a trebuit să mă descalz și până la urmă am rămas desculță. Din cauza asta am pierdut papucii, dacă ziceți, am încălțăminte. Și să nu crede, sunt în Zambia, dar sunt încălțată. Am încălțăminte slabă. Și bucuria lor a fost atât de mare și am fost impresionată pentru că cea mai bătrână femeie mi-a dat un coșuleț. Este un coșuleț făcut din rafie, ambalat, era făcut în... Și mi l-au prezentat și mi-au spus cât de bucuroși a fost pentru că Dumnezeu m-a trimis ca să pot să vorbesc femeilor. Și pe mine încă m-a mișcat lucrul acesta. Dom'le, un om care a avut bani, a avut mașină, a avut absolut tot ce trebuia, dar a renunțat la absolut totul și acum nu are serviciu. Soția dânsului este cea cu ochelari, a doua, de la... Și soția dânsului l-a suportat și a fost de acord ca dânsul să renunțe la absolut totul ca să se implice mai mult în lucrarea lui Dumnezeu. Și când am auzit acest lucru, am zis, ok, nicio problemă. Atunci, când mă voi întoarce din România, sper ca să pot să vă ajut mai mult în lucrarea cu copii și cu tinerii și, bineînțeles, cu femeile. Și chiar îmi spunea dacă se poate să vorbesc cu frații români, să continuați să vă rugați pentru dânsul, pentru că totuși este foarte dificil ca zambian să renunți la absolut totul și să o iei de la zero, la 56 de ani. Acolo femeile în costum sunt femeile cu care lucrez, iar celelalte sunt femei care au venit luna aprilie, ca să tot așa pentru un proiect de croitorie. Deci aceea este o încăpere, aparține misiunii și avantajul este că putem să-l folosim, să începem orice proiecte în acea încăpere fără probleme. Deci pe lângă proiectul de croitorie sunt și alte proiecte care continuă și merg înainte. Un alt proiect de care vă spuneam este cei ce se pricep la afaceri cât de cât, împrumută niște bani, 10 dolari să zicem, și poate zice ce afacere face cu 10 dolari. Acolo la sat să ai 10 dolari și mergi la oraș, cumperi un kil sau două de zahăr, mai cumpără ulei și pune la pungulițe mici, cumpără zahăr, tot așa se ambalează la pungulițe foarte micuțe, cam o lingură de zahăr. Cumpără biscuiți, îi desfac și pune pe bucățele. Și avantajul este, spuneți, da, afacere. Este afacere bună pentru ei, pentru că dacă nu au absolut nimic, chiar dacă vând un pic de zahăr și un pic de ulei și alte produse
Și dacă nu consumă acei bani, deci bugetul crește și le merge și s-ar descurca. Dar problema este chiar dacă încercăm să-i ajutăm ca să facă o mică afacere, și avantajul este că nu se plătesc taxe. Dacă cineva începe o afacere de genul acesta, își pune o măsuță și poate să vândă acolo în sat fără probleme. Dar problema este că încă au o mentalitate de zambian. Tot ceea ce au astăzi, dacă se investește și au un ban și le este foame, se duce a toți banii care a făcut o săptămână de zile și consumă imediat sau cumpără mai multă mâncare. Iar altă problemă apare dacă strânge ceva bani și știe altcineva din familie că au bani, se duce și le cere. Dacă cineva în familie moare, e în stilul de zambian. Trebuie, domnule, a murit fratele sau a murit unchiul. Trebuie să meargă toți la mormântare și banii care iau sau toți banii care au făcut să investească și să dea acolo ca să ajute pe cel ce a murit. Și ar trebui să se întoarcă și să ia de la zero. Deci noi încercăm să ajutăm ca să se descurce singuri, nu doar ca să le dăm tot ceea ce vor, ci interesul e ca să învețe despre Dumnezeu, dar în același timp să se descurce și din punct de vedere material. Timpul e aproape, nu prea este mult. Aș vrea să vă întreb, dacă aveți anumite întrebări, vreau să las un pic de... Dacă aveți anumite întrebări despre Zambia sau... Fusta aceasta este foarte practică, de obicei... Nu vă faceți problemă, am spus că o să dau la cineva. Bineînțeles, în Zambia nu se poartă numai la fustă. Am văzut că fetele credeau că o să cadă. Deci chiar dacă de multe ori cade, e pe sub fusta aceasta se mai poartă încă o fustă și poate încă ceva. Și așa, ca să poate să râdeți un pic, eram tot așa, vorbeam la o școală duminicală, cred că aveam 100 și ceva de copii, poate 200. Și mi-era rău, nu mă simțeam bine, dar totuși am zis, mă duc să le vorbesc, după aceea plec acasă. Și în timp ce vorbeam, nu mi-am dat seama. Vorbeam cu foarte mult entuziasm și vorbeam cu multă pasiune și de obicei nu stau într-un loc anume și trebuie să te miști printre copii ca să nu pierd atenția. Și în timp ce vorbeam, un copilaș sărăcuțu se uita la mine, mie mi-era rău, eram foarte atentă ca să fie liniște și un copilaș se uita la mine și zice, teacher, fusta vă cade jos, vedeți că vă cade fusta. Și m-am uitat, am cădea fusta jos, dar săracul copil a zis că mă ajută. Vedeți că vă cade fusta și ridicați-o. Și chestia asta este foarte practică, se poartă ca fustă, se poartă ca sacoșă. Dacă ați observat, multe femei poartă bebelușii pe spate, deci se pune copilașul și se poartă pe spate, de asemenea și bărbații o mai poartă din când în când. Alt lucru practic, când merge la sapă sau merge la grădină și n-au sacoșă, tot ceea ce au pune acolo și șoleagă, se numește citenghe, deci e foarte practică. Dar sunt folosite nu numai de femei, dar și de bărbați. În același... Nu sunt în anumite... Mă gândeam dacă sunt anumite întrebări din partea tinerilor. Deci sunt purtate de atât de femei... Da, numai. Dacă aveți anumite întrebări, dacă nu... În mare parte sunt catolici, apoi baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie foarte puțini, ortodoxi și aproape deloc. Deci în mare parte catolici, penticostali și baptiști. Dar partea frumoasă este că în fiecare duminică, fiecare om merge cu Biblia la biserică, fără să le fie rușine. Deci e ceva normal acolo să fii creștin. Iar ca națiune e considerată o națiune creștină. Un alt avantaj a fost acum câțiva ani un președinte Manawasa, tot așa era un președinte baptist și a condus țara foarte bine mulți ani până ce a murit în 2008. Deci încă este o influență foarte mare creștină. Nu, faptul că este o țară creștină se dă libertate. Se dă libertate în toată țara. Bineînțeles, și acolo se fac prostii, și acolo se cresc drogurile în spatele casei.
De exemplu, era o familie de misionari care avea un grădinar și din când în când grădinarul ăsta era atât de fericit și vesel tot timpul și săracii misionari nu știau cam care-i treaba și se gândea, domne, ce grădinar, atât de vesel tot timpul, bucuros, face treabă, n-avem treabă cu el, n-au avut treabă deloc. Iar într-o zi s-a făcut grădinarul, i s-a făcut atât de rău și a trebuit să-l ducă de urgență la spital. Și la spital doctorii s-au uitat la acel grădinar și a zis și a trebuit să-i facă ce probleme avea și i-a tras pe misionar la o parte pentru că erau albi și le-a zis, domne, aveți grijă ce faceți cu omul acesta? Și eu zic, dar de ce? Care-i treaba? Ce boală are? Nu, n-are boală, el s-a drogat prea mult. Și a zis, dar cum s-a drogat? Păi cred că căutați acolo în jurul casei dumneavoastră, probabil a crescut ceva pe acolo, pe acasă, pe la dumneavoastră. Și săracii misionari nu știau care-i treaba și știind că acel grădinar n-a plecat nicăieri toată ziua, și-a dat seama, probabil problema e la noi în curte. Și au început să caute prin curte, au luat alzambie și a zis, domne, omul ăsta s-a drogat, dar de ce s-a drogat? Și au găsit în spatele casei lor o tufă de marijuana, niște bureni din astea și el săracul pe fiecare zi și făcea ceai dimineața. Și în ziua dimineață și-a făcut o doză mai mare și s-a îmbolnăvit, a trebuit să ajungă la spital. Deci pușcării sunt, droguri sunt și prostie mare și acolo, nu numai aici. Dar bineînțeles, când îi prinde, ajung tot la pușcărie. Da, deci în mare parte bucuria este și pentru mine, bucuria este faptul că Evanghelia este deschisă acolo, chiar dacă vorbim despre Dumnezeu, chiar dacă este sărăcie și vârsta medie este în 35-40 de ani, cam aceasta e vârsta medie, iar în privința copiilor, dacă 5 copii se nasc, poate 3 au șansa sau 2 să ajungă la vârsta de 5 ani. Deci se moare, foarte mulți mor încă de tineri. Iar ca să vedem oameni cu părul alb, cum am văzut aici câteva persoane, este mult mai rar, pentru că nu ajung la bătrânețe, cum se zice, și mor de tineri din cauza, sunt multe cauze. Dar avantajul pentru mine este că Evanghelia se vorbește și sunt foarte deschiși. Și dacă avem oportunități să vorbim la o conferință de 1000 de copii sau poate și mai mulți, se văd rezultate. Și ce mă impresionează foarte mult e și faptul că atunci când vorbim, este o frică de Dumnezeu. Și dacă am 500 de copii sau 1000, să știți că sunt foarte cuminți și putem să vorbim și să ne înțelegem foarte bine. Deci pentru mine este un avantaj. Alte problemele sunt mari, dar totuși avem și avantaje și binecuvântări foarte mari din partea lui Dumnezeu. Dacă nu mai sunt. Mai aveți întrebări? Eu nu vreau să... Dacă ați dat mâna cu mine, asta e o glumă, nu. Dacă ați dat mâna cu mine, vă îmbolnăviți, nu. Deci nu se ia malarie, nu se ia și pentru că sunt în junglă, cum ar veni, m-am mutat de aproape 4 ani într-o zonă 30 de kilometri de oraș, iarba crește și la 2 metri, chiar mai înaltă și din cauza asta sunt mulți țânțari. Și datorită zonei, eu mă îmbolnăvesc la 2-3 luni de malarie, din cauza țânțarilor. Dacă n-ar fi țânțari, iar când este zonă de ploaie, sunt mai mulți țânțari și e mult mai dificil. E ca o răceală, ca o gripă foarte puternică, dar problema este că îți atacă ficatul, îți atacă rinichii, îți atacă cei mai slab în organism și îți slăbește sistemul imunitar. Dacă începi să te îmbolnăvești, ai dureri de cap continuu, vomiți și alte probleme, cum e o gripă, dar în același timp te simți foarte slăbit. Nu poți să mănânci zile întregi, nu poți să bei nimic, numai la miros de mâncare și bineînțeles că începi să te simți amețit și te simți foarte slăbit, nu poți să ieși afară să mergi. Dacă malaria, deci depinde și de malarie, poate să fie... Când te mușcă țânțarul, intră în sânge și dacă intră în sânge mai puternic, atunci te îmbolnăvești foarte rău și ai friguri, ai temperatură, ți-e cal și ți-e frig, chiar dacă pui 3-4 plăpumi pe tine, tot ți-e frig și ai friguri puternice. Și pentru persoane care sunt mai slăbuțe din punct de vedere fizic,
poți să mori, poți să mori în câteva zile, pentru că ți se... Da, cunosc misionari care tot din cauza malariei nu mai aud, îți poate... poți să rămâi fără auz sau fără vedere sau alte... Eu am probleme cu ficatul din când în când, deci îți atacă părțile mai slabe ale organismului. Deci plăcut nu e și poți să mor de ea. Dar slavă Domnului că încă sunt în viață. Dar să știți că nu se ia. Se ia numai prin țânțar. Dacă mă mușcă pe mine o femelă și trebuie să fie femelă. Dacă mă mușcă acea femelă care transmite acel microb, atunci mă îmbolnăvesc. Dacă nu mă mușcă, nu e o problemă. Aș citi foarte repede, măcar să-mi dau să vă semnez și eu într-o altă limbă. Mi-a fost foarte greu. Cred că a fost un test de credință în acea perioadă. Cred că Dumnezeu de multe ori ne încearcă și în acea perioadă aș fi vrut să renunț și am vrut să cineva chiar mi-a zis dă-i banii înapoi și pleacă, nu mai pleca deloc. Pentru că chiar acum vorbeam și cu niște misionari americani și îmi spunea cum te-ai descurcat tu cu atât de puțin bani. Adevărul că nu știu. Prin credință, dar am avut și o naivitate probabil. Oh, Domnul pregătește. Și a trebuit să iau decizia, Doamne, eu știu că cu acești bani nu mă descurc, eu știu că pot să renunț, să rămân în țară sau în același timp știu că pot să mă duc acolo și să mor de foame. Și de câteva ori a trebuit să iau decizia, Doamne, mă duc și dacă e să mor, măcar mor ca martiră, dar să mă îngroape și pe mine mai bine și să fiu vizitată de români. Dar a trebuit să iau un pas de credință și cred că de multe ori în viața de credință trebuie să trecem pe niște... peste niște obstacole și să alegem între Dumnezeu și bani. Sau a trebuit să aleg între Dumnezeu și oameni sau Dumnezeu și poziție. Depinde acum. Și acela a fost un test prin care a trebuit să trec, să aleg între Dumnezeu și bani și slavă Domnului că am ales să sufăr. L-am ales pe Dumnezeu. Eu vă mulțumesc foarte mult. Și dacă aveți special tinerii, știu că erau mai timizi, dacă vreți, eu totuși pot să vă semnez când ies. Vă mulțumesc mult și chiar vă rog să continuați să vă rugați pentru noi cei din Zambia sau din alte țări, pentru că ușor nu este. Poate că râdem acum de ce se întâmpla în trecut, dar problemele au devenit mai mari și mai mari. Și avem nevoie de suport în rugăciune foarte mult. Vă mulțumesc!